Așa e lucrul nostru la țară. Ca să putem ne întreține familia și putem să ne ieșim din orice situație. Și orice problemă acasă și a gospodăriei. Asta e, cum să zic, spasatul meu în casă. Pentru familia Leonei Căpraru, vaca Steluța este singurul venit din care se întrețin 7 persoane. M-ați prins când îi dădeam mâncare. Da? Chiar zic, mă uitam. Să ne prezentați, să faceți cunoștință. Da, Steluța, sațul căsăi, vinitul căsăi și vinitul care mă întreține să cresc copiii. Femeia în vârstă de 38 de ani locuiește într-o casă modestă din satul Paicu, împreună cu mama ei pensionară și cei 5 copii. Cel mai mic are 2 ani și 4 luni, iar cel mai mare e adolescent deja și are 14 ani. Am divorțat și m-am învățat să mă îmbărbătesc, să merg înainte cu ajutorul Domnului și mai am și o mamă care mă susține. Să vă ajută copila și pe da, foarte mult, foarte mult. Și am, ne-am, deja dar copiii între dânșii să ajută sau sunt micuții tot? 6, 8, 4, este. Am un băiet mai mare, 14 ani. Îmi plinteam pe 20 ianuarie, dar sper să am un ajutor din partea lui. Până când mă ajută, nu sunt probleme. E adolescent, are? Da, clasa 8-a, da. Eu am crescut la țară, eu aici m-am născut, aici am crescut și așa am rămas. Soțul s-a dat pe mine, dar dacă au fost de greutățile care gospodărești, s-a departat de noi. Dar regretă, regretă. Și încearcă să se întoarcă. Da, dar eu nu. Regretă, dar eu nu. Că eu m-am învățat de mult singur și eu încerc să mă descurc de una singură. Pentru că mă ajută și mama și Dumnezeu și... Uf, nu spun mai multe greutăți, că sunt. Da, încerc să le... Da. Cinci copilași, da. Echipă cât e. Ia ca una venită, numai cei nătășcă venit la școală. Unul din altul cred că se ajută să crească. Nu se ajută, hainele, dar sunt și oameni cu suflet bun, care mă susțin. Cinci cu ziua, dacă azi nu e chicat cu ziua, asta mă mai descurc. Dar așa, satul să-ți e văcuța, care ne salvează. Și mama de o pensie care o mie jumate. Laptele și produsele lactate pe care le obține din prelucrarea lui le vinde la piața din Cahul, iar cu banii câștigați procură cele necesare copiilor și prin casă. Ne ajută și în casă lăptișorul și mai vând și producția la altcineva, îi salvez familia. La Cahul, raion Cahul. Da, de aici ne deplasăm cu rutiera și facem și hrănim alte familii care de acum am clienții mei care mă ajută și mă susțin foarte mult. Dacă doriți, vă servești pe dumneavoastră, cu mare drag. Mă duc 2-3 sticle de lapte și 2 kg de tvoruc sau 3 și 2 bâncuri de smântână. Ne-am salvat copiii de la o pceană, la un pampers, la asta, că micuța încă cu pampers. Pentru că e micuță, e îndată, răcește și asta. Toamna trecută, Aluna a renunțat la o vacă. Avea nevoie de bani ca să procure lemne pentru iarnă. Am fost nevoit să o dau pentru că trebuie să cumpăr niște lemne la copii. Ați vândut-o? Am vândut-o. Bani dar am salvat două familii. Două familii. Pentru că ne-am dat văcuța în casă și eu ne-am salvat familia la căldură, dar ei s-au scăs. Asta. Și ne-am descurcat, dar plus și banii am mai adăugat. În acest fel, acei 6.000 de lei cât a costat vaca, a mai adăugat încă 7.000 și și-a procurat o remorcă plină cu lemne. Deși a rămas doar cu Steluța la casă, femeia oricum a întâmpinat greutăți cu nutrețurile. Din cauza secetei și a prețurilor majorate, alimentația bovinei a fost o provocare, pentru că venitul gospodăriei depinde practic în totalitate de laptele și produsele obținute din acesta. Familia Căpraru a fost selectată ca să beneficieze de suport sub formă de furaje alături de alte 25 de familii din comuna Zârnești. Este vorba de un program de urgență al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare. Luați pentru o persoană sau pentru mai multe? Pentru două, trei. Pentru mine, păi, da? Pentru trei persoane astea. Da, da, da. Da, 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 da. În cazul dat, noi vorbim despre un program de urgență a organizației noastre, care este constituit din, la momentul actual din 3 proiecte. Acest program s-a creat în contextul problemelor pe care, cu care se confruntă fermierii și cei care sunt din agricultură, drept consecința războiului din Ucraina și în consecința secetei de anul trecut.
În cadrul programului s-a decis că noi vom susține gospodăriile casnice care cresc animale pe lângă casă cu furaje și vom susține fermierii mici cu semințe și cu îngrășăminte sau fertilizanți. Cele 26 de familii beneficiare au fost invitate în centrul comune Zârnești pentru a-și lua furajele promise. Fiecare familie, indiferent de câte vaci are acasă, s-a ales cu câte 350 de kilograme. În toată această învălmășeală, nerăbdător să-și ia nutrețurile, era și Nea Petru, care are acasă două vaci și un măgăruș. Am avut imasă aici, lângă sat, drept lângă asfalt. O luat, care a fost înainte, de domnul Nicolae. O vândut imasă la lescozul de la Largă. Și noi nu avem unde paște. Chiar dacă a fost un an greu din punct de vedere financiar, nu a renunțat la vite. Nu le-ați hrănit? Am avut. Am cumpărat. De cumpărare. De așa, și-a costat mai scump anul ăsta. Cam toți o scumpit. Da. 80 de lei un tiuc. Mai are sens de ținut bovine la casă, dacă așa de scump este întreținut? Este. Ce să faci? De nevoie le ținem. Dacă trebuie. Asta e susținerea familiei. Iar Nea Gheorghe a venit cu măgarul după furaje. Le-a luat pentru familia fiicei sale. A fost un criteriu acolo ca să aibă numai mult de 5 vaci și una din ele numai decât trebuie să fie emulgătoare, că se dau la beneficiarii care au până la 5 vaci, adică nu cineva care se ocupă, are o mini-fermă și el are cu ce să întrețină în familie, dar sunt cetățeni care au o vacă și are 3, 4, 5 copii și asta e cu hrana lor, spunem, cu din asta trăiesc. Cred că e un suport foarte bun, pe vreo două luni de zile, taman până crește vine iarba, spunem, prima lucernă care s-o cosească, ar să aibă deja cu ce hrăni. Și deja poate îl scoate la pășunată, iarna nu se pășunează și nu are cum să întrebe. Deja acum ar să aibă. Sătenii spun că din cauza secetei nu a crescut practic nimic pe dealuri, iar furajele s-au scumpit, punând presiune pe veniturile lor modeste. Se plâng și de faptul că nu au unde duce laptele, dar și pe prețul mic pentru carnea de vită. Uscășini a fost. N-am făcut loc nici păpșoi, nici... Am semănat pământurile și nu s-a făcut nimic când au păuat. Da. Bani cheltuiți și roadă nimic. Da, animalele cu curcum le-ați hrănit cu ceva? Am împrumutat, am mai din fâneța mai la care au rămas de anul trecut, am mai care am mai strâns, n-am făcut răsăpândat. Mai economisit? Mai economisit. E clar că nu e urajai așa la care am mers de lapte care trebuie să fie. Și vă rugați acum măcar vara asta să fie bun. Păi da, și la la domnul de sus, în idei ploaie. Dar n-ați renunțat la animale? Că nu. N-ați vândut? Nu. Nu v-ați decis? Haideți să vinim? Nu, că unde te duci la lucru, au zis că-s bătrân de acum și acasă. Mai mult pe lângă casă și animale. Pe lângă casă, da. Și cu animale ne ținem. Dar asta că nici nu avem unde să dăm și chiar și producție, și de lapte și de, dar de carne. Dar ce, multe lapte faceți când aveți unde vinde? Păi da, trebuie în fiecare de asta, zis să te duci la piață cu dânsul. Dar așa și cum sunt în alte raioane, vine mașina, în fiecare zi o strâns laptele, n-ai nici o muncă așa, ca zici, dar așa, fă smântână, fă tvorog, fă, astea, toate... Caut cumpărături. Și caut cumpărături, da. Asta e una, deci cu vitea avem și n-avem unii să le dăm, să le vindem. Carne. Care-i carne, da. E tare ieftin, e tare ieftin, tare ieftin. 18 lei kilogram, păi și asta e banul 18 de lei. De carne. De carne, da. Prindeți pensii și uite, de unii este, de unii nu este, punem și mai cumpărăm, la treț. Pământul l-am dat în arendă, cine dă de la... Asta nu-i dă cereale, dar se erau nu. Dar cam cât ați vă ajungă, iată, credeți că... Ce s-o dat? Dăm noi mai cu economie, așa și... Mai la dietă stau oamenii. Nu mai stau la dietă, că tot nu le dăm numai cereale, nu mai dăm. El dacă nu mănânc și foame, e în tac. Problema a fost că a fost seceta în trecut și nu s-a făcut roadă, nu s-a făcut porumbul, nu s-a făcut lucerna, nu a fost, a fost numai prima, când în prima roadă, chiar să ia două, trei, cel puțin. Și oamenii nu au cu ce întreții. Alții au vândut deja câte o vacă ca să cumpere lemne de foc sau de... că nu au cu ce întreții. Dar au venit afară și... primării să adresez după ajutor? Ei nu au venit la primărie, că știe că primăria nu are cu să ajute, dar vedeți că prin intermediul acestui program beneficiază.
Discuțiile dintre autoritățile statului și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură au început în urmă cu circa 2 ani, în contextul crizei energetice. Pe parcurs însă, prioritățile au fost ajustate în funcție de noile provocări ce au urmat. Noi am început-o întâi cu parte de criză energetică, în 21 toamna, noiembrie-decembrie. Prin discuții deja s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și am trecut pe parte de război. Iarăși când am... S-a reorientat și în final noi am ajuns mai mult pe parte de secetă. Noi am discutat în primul rând cu FAO înainte de a se începe orice lucru pentru ajutoarele respective. FAO din partea lor au identificat circa 500.000 de dolari, ceea ce desigur că era insuficient, plus la asta trebuia să fie acordați pentru mentenanță, că tot cineva trebuia să examineze tot teritoriul, să vadă unde, ce, cât și cum trebuie de acordat. După care, deci, noi am gestionat situația respectivă împreună cu FAO, desigur că ne-am întrunit de nenumărate ori pe partea de rezultate a examinării în teritoriu, pe partea de identificare a grupurilor țintă, pe partea de identificare a produselor sau ajutorului, sub ce formă el trebuie să vină. Și, deci, s-a ajuns la aceste furaje. Acum vorbim de furaje. Actualmente gestionăm un buget de aproximativ 2 milioane de dolari, dintre care pentru achiziția de furaje vor fi folosite aproximativ 500.000 de dolari. În restul cazurilor vorbim despre achiziționare de semințe și fertilizanți, dar și pentru un program extins de asistență tehnică pentru fermieri. 70% din laptele produs în Republica Moldova sunt produse de vacile din gospodăriile casnice și respectiv nu puteam altfel decât să le susținem pe ele. Și ne bucurăm de faptul că am avut un impact atât în păstrarea numărului de animale, dar și în creșterea întrucâtva producerii de lapte din Moldova pentru această perioadă foarte dificilă. Și vorbim aici de toamna, iarna și primăvara acestor 2022-2023. În următoarele săptămâni vor avea loc distribuția furajelor pentru raioanele Cantemir și Liova. Deci la această etapă noi suntem în identificarea beneficiarilor și după care vom, în funcție de resursele pe care programul nostru de urgență le va avea, vom distribui în alte raioane. Din cauza sărăciei, a emigrării și a depopulării satelor, bovinele sunt tot mai rar întâlnite în gospodăriile sătenilor. Multă lume a plecat peste hotare, mai mulți știți cum e greu de întreținut o animală, e foarte multă muncă. Erau 200-300 de vaci pe sat, dar acum au rămas puține, da. Da, erau 3 cerede, câte 80 de vaci. Acum nici o cereadă, nimeni care mai iau așa, lipaște unii și cum. De asta și-ți fac brânza din plăcintă, știi? Da, păi da, și mâncăm și nu știi și mâncăm. Aproape 2000 de familii din satele din Republica Moldova primesc furaje în cadrul acestei asistențe de urgență. Distribuirea celor circa 650 de tone de furaje a început în data de 1 martie în raionul Basarabeasca și a continuat în raioanele Căușeni și Cahul.